Perioada când găzduiam refugiați în clădirea anexă, am venit în acest loc să mă rog împreună cu un grup care se pregătea de plecare. Vreau să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru drumul lor până aici. După ce ne-a rugat, unul dintre ei mi-a arătat o poză, era imaginea casei lui. O casă frumoasă, portocalie, și apoi mi-a spus că a fost distrus într-un bombardament de câteva zile. Apoi mi-a arătat un video de pe drum, o coloană de 5-6 mașini, cu șoferi împușcați în tâmple, înainte să coboare de la volan, și pasagerii în jurul lor, împrejurul lor, zăcând în timp ce probabil au fugit, încercând să scape viața. Cel care mi-arăta imaginile era șoferul mașinii. Și au ajuns la acel loc cu câteva minute în urma armatei ruse. Și îi vreau să-i mulțumească lui Dumnezeu că au ajuns până aici. Ca și dumneavoastră, am citit multe știri despre război și am văzut multe imagini în ultimele luni, dar nici una nu m-a impactat la fel de puternic ca cele pe care mi le arăta acel om pe telefonul lui. De multe ori mi-a venit în minte și m-a întrebat, cine e de fapt în spatele suferinței care își propune să distrugă un om, care face praf o familie, un oraș, o țară întreagă, trece dincolo de granițele ei și afectează lumea întreagă. Acum, dacă ne uităm la ceea ce vedem, putem arăta cu degetul spre gloanțe, putem număra rachete și drone, putem număra soldați care au păsat răgaciul, putem căuta ofițerii care au comandat atacul sau președinte care stă deasupra unei armate. Dar asta să fie tot? Războiul nici măcar nu include toate sursele suferinței din această lume. De exemplu, n-am vorbit despre suferința specifică pentru credința creștină. Suferința vine dintr-o mulțime de surse. Dar, dincolo de toate sursele pe care le-am menționat și care cumva le-am putea focaliza, le-am putea aduna în om, în păcat, mai este ceva. Mai este o lume spirituală, mai este un război spiritual și prea des îl neglijăm și o facem spre amăgirea noastră și spre pierderea noastră. Trăim într-o lume în care își zice că a ajuns la maturitate, că a evoluat, că nu mai trebuie să credem basme vechi de pe timpuri când știința nu făcuse descoperirile pe care le avem acum. Că acum știm cum stau lucrurile. Dar când neglijăm lumea pe care nu o vedem, lumea spirituală, o facem spre amăgirea și spre pierderea noastră. Pentru că indiferent ce spunem noi despre diavol, el a fost aruncat pe pământ împreună cu îngerii lui și este mai aproape de oricare dintre noi decât ne-am dori să fie, decât credem noi că este. Apocalipsa 12 până la 14 formează într-un fel o secțiune unitară care adună o perspectivă succintă a lui Dumnezeu asupra istoriei. Și ne învață că păzirea poruncilor lui Dumnezeu, mărturisirea adevărului și a credinței în Iisus, trebuie așezată într-un context cât mai larg. Și asta face Ioan aici, consemnând lucrurile care îi se arată. Așează lucrurile în contextul cel mai larg cu putință. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, cel care înșală întreaga lume, luptă împotriva bisericii, împreună cu aliații lui, îngerii răi și oamenii pe care a reușit deja să-i înșele. Și această realitate devine în același timp o avertizare și o încurajare pentru biserică. O avertizare și o încurajare. De ce? Pentru că fiecare dintre noi are un mod în care gândește lumea și viața.
ne-am format o concepție despre lume și viață. Avem câteva lucruri pe care de obicei nu le negociem, care sunt convingerile noastre, care pot fi false, care pot fi adevărate, pe care noi le afirmăm, le păstrăm în mod consecvent sau inconsecvent, un fel de cutie în care ne așezăm, în care ne gândim viața, lumea și tot ceea ce ni se întâmplă. Acum, cutia asta e construită pe câțiva stâlpi care ne modelează puternic dorințele, faptele, nădejdile pentru viitor, tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem, valorile pe care le avem. Și un fel de narațiune sau poveste ultimă în care simțim nevoia să punem la locul lui, pe raftul potrivit, fiecare lucru care ni se întâmplă, fiecare lucru prin care trecem. Să-l așezăm în așa fel încât să primim un răspuns care să fie mulțumitor pentru noi. Dar care e pericolul? Dacă povestea pe care mare, pe care noi o credem, nu e adevărată, e falsă, o să primim răspunsuri false la problemele noastre, rezolvări false pentru problemele vieții noastre. Și de aceea avem nevoie de texte ca Apocalipsa 12, care într-o singură pagină adună toată istoria. Adună toată istoria. Și ne invită să o citim, ne invită să-i punem întrebări și dacă alegem să o credem, ne invită să ne găsim noi locul și rostul în ea. Și pentru început, vă invit să ascultăm acest text. Apocalipsa 12 ne vorbește despre femeie, copil și balaur. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită sau îmbrăcată în soare, cu luna sub picioare și o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și se chinuia să nască. În cer s-a arătat un alt semn. Iată, un mare balaur roșu, cu 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Cu coada trăgea a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul stătea înaintea femeii care urma să nască, pentru că atunci când va naște, să-i mănânce copilul. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El va păstori toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul lui. Iar femeia a fugit în pustiu, unde are un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo, 1260 de zile. Iar în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și nu s-au mai găsit loc în cer pentru ei. Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, cel care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului său, pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos. El care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte, ei l-au biruit prin sângele mielului
și prin cuvântul mărturiei lor. Și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, dar vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să o urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și femeii au fost date cele două aripi ale vulturului celui mare ca să zboare cu ele în pustiu, în locul pregătit pentru ea, unde este hrănită. O vreme, vremi și jumătate de vreme, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat în urma femeii apă din gură, ca un râu, ca să o ia râul. Dar pământul a venit în ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care îl aruncase balaurul din gură. Balaurul s-a mâniat pe femeie și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Apoi a stat pe nisipul mării. Dacă ne întoarcem un pic înapoi, capitolele 10 și 11 au fost o chemare adresată atât lui Ioan cât și bisericii. Lui Ioan ca profet creștin și bisericii ca și martori a lui Hristos. Să anunțe venirea împărăției veșnice a lui Dumnezeu pe pământ. Dar mărturisirea adevărului are un preț. Pentru că înseamnă să intrăm în conflict cu diavolul care vrea să înșele întreaga lume. Să mărturisești adevărul înseamnă să intri în conflict cu cel care vrea să înșele întreaga lume. Dacă venim în textul de astăzi, spuneam, capitolele 12 la 14 formează împreună o secțiune. Și ne răspund în principal la trei întrebări mari despre războiul spiritual. Capitolul 12 ne oferă la răspuns la întrebarea cine este implicat în războiul principal, în războiul spiritual. Și este suficient să citim și să notăm personajele care apar în acest capitol. Este femeia, este balaurul, este copilul, este Dumnezeu care stă pe tron, sunt îngerii balaurului, este Mihail și îngerii lui, formează două tabere aflate în conflict. Ei sunt cei implicați în război și împreună cu ei rămășița seminței femeii, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Capitolul 13 răspunde la altă întrebare. Dar cum luptă balaurul pe pământ? Cum luptă balaurul? Păi, în primul rând, prin puterea, prin forța fiare care se ridică din mare. Și în al doilea rând, prin amăgirea, prin minciuna fiare care se ridică din pământ. Capitolul 14 duce lucrurile mai departe și ne invită să așteptăm un răspuns. Până când va dura acest răspuns? Până la secereș și până la recoltă. Până când cei credincioși vor fi secerați de pe pământ. Cei răi vor fi aruncați în teascul de vin, teascul mâniei lui Dumnezeu și călcați în picioare, pedepsiți și judecați. Acum, dacă ne focalizăm doar pe capitolul 12, spuneam că avem un fel de panoramă a istoriei. Un fel de panoramă a istoriei. În câteva imagini, trecutul, prezentul și viitorul sunt aduse împreună. Ni se oferă o concepție scurtă despre lume și viață. O poveste în care suntem chemați să ne găsim rolul și să ne implicăm. Primele patru versete, până la jumătatea versetului 4, facem cunoștință cu personajele principale.
primul rând este femeia. Și apoi este balaurul. Și apoi începe interacțiunea dintre aceste personaje principale. Începem cu a doua parte a versetului 4 până în versetul 6. Aflăm despre începutul războiului spiritual. Ni se spune câte ceva despre istoria lui. După care, versetele 7, 8, 9, războiul se mută în cer. Mihail și îngerii lui se luptă cu balaurul și cu îngerii lui. Și apoi auzim un imn, un cântec venind din cer, nu de pe pământ, din cer, în care războiul spiritual este interpretat. Aflăm mai mult despre el, o explicare a lui. Cele din urmă, suntem aduși înapoi pe pământ, ca să aflăm care sunt consecințele pentru noi, consecințele acestui război pe pământ. Haideți pe într-un început să ne uităm la personajele principale, la femeie și la balaur. Femeie și la balaur. Amândoi sunt introduși sau prefațați prin cuvântul semn. Îl întâlnim și în Evanghelia lui Ioan, pare să fie un cuvânt preferat pentru el și cred deloc, spre surprinderea noastră, Ioan folosește 7 semne în Apocalipsa sau de 7 ori cuvântul semn. Primul rând este femeia, învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Al doilea semn este balaurul, cel mare, șarpele cel vechi. Apoi, în capitolul 13, semn sunt o descriere pentru minunile pe care fiara care se ridică din pământ le face. În capitolul 15, semn este o introducere pentru cei 7 îngeri care stau în prezența lui Dumnezeu, cu cele 7 urgii care urmează să fie revărsate pe pământ. Semn sunt minunile făcute de demoni în capitolul 16 sau de profetul mincinos în capitolul 19. Pe scurt, semnele sunt fie simboluri profetice pe care Dumnezeu ni le oferă ca să ne reinterpreteze realitatea, să ne o prezinte din perspectiva Lui, dar în același timp, semne sunt minunile demonilor prin care amăgesc, înșală oameni, imită puterea lui Dumnezeu, singurul care este atotputernic. O pretind, dar nu o au, sunt pretenții false. Primul personaj, spuneam, este femeia învăluită în soare, cu luna sub picioare și o cunună de 12 stele pe cap. Ce face Ioan este că se întoarce în Geneza, la al doilea vis al lui Iosif, din capitolul 37, și împrumută câteva elemente de acolo, dar le refolosește, combina elementele de acolo pentru a transmite mesajul său, pentru a împodobi o femeie care devine simbol al unei comunități, al poporului Dumnezeu, care îl aduce pe scenă pe fiul său, pe Iisus, urmașul lui David, fiul lui David. În momentul în care ni se spune că femeia era însărcinată, țipa în durerile nașterii și se chinuia să nască, elementul care influențează cel mai mult scena sunt cuvintele lui Dumnezeu din Geneza 3 și aș vrea să le citesc. Domnul i-a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestema să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului. Pe pântece să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între semânța ta și semânța ei. Semânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei străpunge călcâiul. Femeia i-a zis, îți voi da suferință multă și sarcină grea. Cu durere vei naște copii și dorința ta se va ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Până acum, Apocalipsa a oferit în mod constant indicii despre această vrăjmășie, indicii despre acest război. Fiecare din cele 7 biserici a fost chemată să biruiască, a primit promisiuni, celui ce va birui îi voi da. Îi voi face. Ni s-a vorbit despre sinagoga satanei.
Diavolul îi va arunca în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Ne s-a vorbit despre tronul Satanei, despre o învățătură amăgitoare, adâncimile Satanei. Moartea și locuința morților au fost aduse deja pe scenă. Ne s-a vorbit despre fântâna adâncului, despre un înger al adâncului, despre o fiară care se ridică din adânc. Dar acest capitol este unic prin faptul că nu doar aduce elemente despre războiul spiritual, dar se oprește să ne descrie care este strategia diavolului. Care este strategia diavolului? Și în primul rând, el se folosește de minciună ca să înșele, se folosește de suferință și de durere ca să îi sperie pe oameni și pe cei credincioși. El este mare, are 7 capete, 10 coarne ca simbol al puterii, are 7 diademe, pretinde o stăpânire universală, dar puterea lui este limitată la pământ. Nu mai are putere în ceruri. Pretențiile lui, așadar, deși universale, sunt false. Sunt false. Pentru că Apocalipsa 4 și 5 deja ne-a spus, în acest univers este un singur tron veșnic. Și pe acest tron este un singur împărat care domnește în vecii vecilor și acesta este Dumnezeu. Și numai El este vrednic să primească toată închinarea și o va primi. Pentru că împărăția Lui va veni pe pământ pentru veșnicie. Dar spre deosebire de Dumnezeu care a ales ca strategie ca să-și așeze împărăția pe pământ un miel înjunghiat și astfel să câștige pământul pentru sine, diavolul folosește forța și minciuna ca să câștige pământul, să ne câștige pe noi, să câștige oameni. Observați contrastul între strategiile celor doi de a câștiga pământul? Un miel junghiat, suferință și minciună. Începând cu a doua parte a versetului 4, spuneam că avem menționat începutul și istoria războiului spiritual. Balaurul stătea înaintea femeii care urma să nască pentru ca să-i mănânce copilul. Din momentul în care Dumnezeu a rostit, vrăjmășie voi pune între tine și sămânța ei. Ea-ți va zdrobi capul și tu îi vei străpunge călcăiul. A fost o declarație de război. Războiul a început. Și bătălia decisivă a fost dată în momentul în care Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a murit pe o cruce și acolo El a câștigat, a câștigat bătălia. Însă până atunci, în fiecare generație din istorie, diavolul a încercat să câștige. Tot apostolul Ioan ne spune, Cain era de la cel rău când l-a omorât pe fratele său Abel. Cu siguranță, nu Dumnezeu, ci diavolul era în spatele lui Faraon când le-a zis celor două moașe a evreilor, când veți moși pe evreice și le veți vedea pe scaun de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, dar dacă este fată, să-l lăsați să trăiască. Duhul cel rău, ne spune profetul Samuel, l-a făcut pe Saul să ia o suliță și să încerce să-l ucidă pe David. Cu siguranță tot el a provocat-o și pe Atalia să ucidă toată casa împărătească a lui Iuda. El a fost și în spatele lui Haman, că și-a propus să ucidă toți evreii. El a strânit pe Irod să omoare pruncul care pretindea tronul, pruncul Iisus. El a întâlnit față în față pe Iisus în pustie. În mod repetat, i-a provocat pe conducătorii evreilor să-l ucidă pe Iisus. Însă, în fiecare generație, dacă ne oprim în textul din Apocalipsa, vedem falimentul lui. Pentru că ea a născut un fiu și el va fi împărat. El va păstori toate neamurile cu un toiac de fier. De aceea este răpit la Dumnezeu și la tronul lui. Pentru că asta e
lucrarea Lui. Ăsta e scopul cu care a venit pe pământ, să-și așeze împărăția. Acum, în mod surprinzător pentru noi, lucrarea Domnului Iisus, sau viața Lui, întrupare, viață, moarte, înviere, este scrisă într-un singur verset. Mult mai puțin decât primește femeia, mult mai puțin decât primește balaurul. De ce? Pentru că singurul lucru pe care Ioan vrea să-l știm acum, aici, este misiunea Lui, să fie împărat peste întregul pământul, să păstorească toate neamurile cu un toiac de fier. Și având această preocupare, El o prezintă pe femeie ca un simbol care în același timp implică și adună în el atât pe Eva, atât Israelul, atât casa lui Iuda, cu urmașul ei regal, ca instrumente prin care Dumnezeu își aduce pe scenă fiul, pe fiul lui David. Și în felul ăsta, de fapt, se împlinesc cuvintele Psalmului 2, la care Ioan face ecou. Dați-mi voie să citesc primele 9 versete. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. După urcarea fiului la cer, la tronul lui Dumnezeu, femeia fuge în pustiu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Un nou exod, un nou pustiu, din nou purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și cu această imagine, războiul se mută în cer. Versetele 7 la 9. Războiul început în Eden, continuat în fiecare generație, se mută în cer. Pentru că declarația pe care Dumnezeu a făcut-o acolo, în Geneza 3, a început să prindă ființă în istorie. Și noi suntem duși în cer și îl întâlnim pe Mihail. Mihail, despre care profetul Daniel ne spune că este reprezentantul ceresc al Israelului. Reprezentantul ceresc al Israelului duce un război în cer după ce împăratul Israelului l-a câștigat pe pământ, în mod decisiv, la cruce. Și ce face el este să reprezinte biruința lui Hristos în ceruri. Pentru că singura biruință care dă valoare luptelor din cer și de pe pământ este crucea lui Hristos, victoria aceea decisivă. Dar aș vrea să vă rog să observați raportul de forțe. Nu este Dumnezeu împotriva diavolului, ci este Mihail împotriva balaurului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și diavolul nu luptă de pe picior de egalitate. În acest univers este un singur tron și pe acest tron este Dumnezeu. Diavolul luptă cu Mihail și este înfrânt. Este înfrânt de Mihail. Înainte să merg mai departe, aș vrea să mă opresc la observații legate de descrierea pe care Ioan o face diavolului. Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, cel care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Diavolul este cuvântul care înseamnă acuzatorul. Cel care de fiecare dată când Dumnezeu a declarat iertat pe unul din sfinții Vechiului Testament care și-au mărturisit păcatul, a venit să acuze că o jertfă animală nu e suficient, că viața aceea nu merită să intre în prezența lui Dumnezeu. Pentru că și el știe, cum știm și noi,
Păcatul este în primul rând o necinstire a lui Dumnezeu. Și un animal nu poate rezolva așa ceva. Dar, în momentul în care Domnul Iisus moare pe cruce, cuvintele diavolului își pierd valoarea. El nu mai are ce să-i reproșeze. Nu mai are ce să-i reproșeze lui Dumnezeu. Și este aruncat pe pământ și este descris cu un alt nume, Satana sau dușmanul, adversarul. Cel care încearcă să câștige întreaga lume, dar și pe cei care deja au fost iertați. Și asta ne spune că de fiecare dată când păcatele din trecut, pe care noi deja le-am mărturisit, pe care deja le-am adus înaintea lui Dumnezeu, în mod sincer, prin pocăință, păcatele cele care sunt aduse din nou în mintea noastră, în urechile noastre, nu sunt șoapta Duhului Sfânt, ci sunt șoapta dușmanului nostru, acuzatorului nostru, care încearcă să ne despartă de Dumnezeu și atunci când am fost iertați, chiar prin lucrurile de care am fost iertați. Și la fel ca și în Eden, el înșală, luptă prin înșelăciunea. Și ceea ce a făcut într-o discuție cu Adam și Eva, face pe întregul pământ, își răspândește înșelăciunea pe întregul pământ. Pentru că Dumnezeu ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice, de orice nelegiuire. Duhul Sfânt ne arată păcatul nu ca să ne umilească, ci ca să ne ducă înaintea lui Hristos, să ne pocăim pentru El, să ne-L rezolvăm. Diavolul și ne arată păcatul, dar ca să ne facă să fugim de Dumnezeu, să ne despartă de Dumnezeu. Începând cu versetul 10, avem interpretarea războiului din cer. Și din nou întâlnim un tipar de comunicare pe care Ioan îl folosește în mod repetat în carte. Am văzut și am auzit. Ceea ce am văzut este interpretat de ceea ce am auzit. Războiul din cer este interpretat de imnul pe care Ioan îl aude cântat din ceruri. Cântat din ceruri. La fel cum mai de mult, el a auzit despre un leu care a biruit, dar a văzut un miel înjunghiat și cerul întreg i s-a închinat. Acum imnul explică războiul din ceruri. Și ne ajută să înțelegem cum se poate mai clar. Crucea este bătălia decisivă câștigată de Hristos. Și bătălia de la cruce a dat lui Mihail puterea să câștige în cer. Bătălia de la cruce îi dă putere oricărui credincios să câștige în luptele de pe pământ. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au biruit viața până la moarte. Și asta ne invită să ne întrebăm. Când vrem să câștigăm în luptele noastre, la cine alergăm după ajutor? Suntem aroganți și ne spunem că nu ne descurcăm, că putem găsi soluția în noi înșine, să alergăm dintr-o parte și în alta, la un om și la altul, în funcție de cine are CV-ul mai bun, cine are mai multe diplome. Să alergăm la Hristos și la crucea Lui. La cine alergi prima dată ca să-ți rezolvi problemele? Singura biruință pe care o putem avea și care să rămână în picioare pentru toată veșnicie este prin sângele mielului. Prin sângele mielului. Și imnul ceresc începe cu un anunț. Am auzit din cer un glas tare, puternic, care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său. Ceea ce a fost câștigat la cruce este celebrat în perspectiva veșniciei, ca și cum împărăția veșnică a lui Dumnezeu ar fi venit deja, de plin, în mod de plin, pe pământ. Și anunțul biruinței este explicat acolo. Pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos. E ca și cum biruința deja e de plină, este câștigată, merită cântată, până la sfârșit. Va veni, va veni în mod de plin. Și după aceea perspectiva este mutată din ceruri pe pământ. Vai de voi! Pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mare mânie,
Dacă acest război e un motiv de bucurie în cer, pentru că acolo lucrurile sunt clare, diavolul a fost alungat, pe pământ e jale, pentru că mai are o vreme și e mânios în această vreme și luptă cu tot ce poate. Și începând cu versetul 13, până la sfârșit, vedem consecințele acestui război pe pământ. Și vă rog să vă imaginați următorul scenariu. Săptămâna asta a avut loc un meci de fotbal între U Cluj și CFR Cluj. A fost bucurie și scandal în oraș. Acum, imaginați-vă că meciul se repetă, dar cu o miză mult, mult mai mare. Și o echipă, alegeți voi care vreți, are șansa să câștige campionatul prin meciul direct. Și o face. Printr-un gol în ultimul minut. Și începând de azi, tu ții un tricou cu numele echipei câștigătoare, cu marcatorul golului și doar așa umbli în fiecare zi prin oraș. Cum te aștepți să fii întâmpinat de fanii echipei adverse? Întotdeauna cu revoltă, întotdeauna cu mânie. Dar dacă rămâi de partea câștigătorilor și tu ești câștigător, indiferent câte etape mai sunt de câștigat sau ce se mai întâmplă în restul etapelor, pentru că echipa ta deja a câștigat bătălia decisivă, poate să pierde toate celelalte meciuri, deja are campionatul asigurat. Acum, diavolul este mânios pentru că a pierdut. Mai are câteva etape de jucat, dar nu mai poate întoarce rezultatul. Lucrurile sunt clare. Așa că mânia lui se întoarce împotriva echipei lui Hristos, împotriva celui care luptă de partea lui. Și Ioan ne comunică aceste lucruri nu printr-un meci de fotbal, ci prin imaginea exodului. Un nou exod, o nouă fugă de un faraon mânios, o nouă trecere prin apele Mării Roșii, o nouă pustie, în drum spre țara, spre țara promisă, dar fugind de un împărat mânios care știe că a pierdut. Diavolul va lupta, lovind și din interior și din afară. În interior strecoară minciună, strecoară înșelăciune, din afară lovește cu durere, lovește cu suferință. Ce a început în Eden se joacă pe întregul pământ. Acea luptă se joacă pe întregul pământ. Și diavolul și păcatul se ascund în spatele minciunii, în spatele înșelăciunii, în spatele fricii. Că o să-mi lipsească, că o să mă doară, că o să sufăr, că o să fiu jignit, că o să fiu ironizat. Dar cine aduce aminte acest text este că nu putem câștiga decât luptând cu armele lui Hristos. Nu poți să câștigi alături de Hristos luptând cu armele diavolului. Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte, chiar dacă i-a costat. Cu alte cuvinte, minciuna este biruită doar prin adevăr. Doar prin adevăr. Și dacă vom fi convinși că Iisus a biruit prin adevăr, că El este martorul credincios și adevărat, că El întotdeauna luptă și judecă cu dreptate, atunci vom îndrăzni și noi să luptăm pe urmele Lui cu armele, cu armele Lui. Spunând adevărul, dar fără mândrie, fără aroganță. Pentru că adevărul are puterea să ne elibereze atât pe noi, cât și pe ceilalți. De autoamăgire, de înșelăciune, de puterea păcatului, de fricile pe care le adunăm în noi, de frica de durere, de suferință. Și mai mult, nu e vorba doar de mine și de biruința mea, e vorba și de relațiile noastre. În relațiile noastre vom aduce și vom prețui adevărul de dragul relației. Pentru că relațiile nu pot rămâne la nesfârșit în picioare, prin șelăciună și prin minciună. Relațiile rămân în picioare
când sunt zidite pe adevăr și pe încredere. Și asta ne învață Hristos, la asta ne cheamă Hristos, la adevăr și la încredere. Dați-mi voie să trag concluzia. Am spus că avem nevoie de texte ca Apocalipsa 12, care să adune întreaga istorie într-o singură pagină, ca să ne verificăm povestea pe care o credem. Imaginea aceea mare, povestea mare despre lume și viață. Pentru că dacă o înțelegem corect, atunci o să ne înțelegem corect și viața noastră, problemele noastre, o să căutăm rezolvări corecte pentru lucrurile prin care trecem. Și încă de la început, Domnul Iisus ne spune că viața creștină nu-i concediu, nu-i relaxare, ci este o luptă. Pentru că înseamnă să mărturisești adevărul când balaurul luptă ca să înșele întreaga lume. Și lupți împotriva lui. În ultima instanță este o luptă împotriva lui. Dar chiar dacă el se ascunde în spatele atacurilor, chiar dacă se ascunde în spatele minciunii, chiar dacă se ascunde în spatele suferinței, putem fi motivați, determinați să luptăm alături de Hristos. Pentru că diavolul deja e înfrânt. Pentru că lucrurile sunt clare. Împărăția lui Dumnezeu va veni pe pământ. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu își împlinește promisiunile. Indiferent cât de mânios ar fi diavolul, indiferent cât de mult ar încerca să le oprească. Și acest capitol este unic prin faptul că ne oprește să ne detalieze puțin strategia diavolului. Va lovi prin minciună. Va lovi, ne va amenința prin frică și prin suferință. Dar ai vreo variantă mai bună? Am putea zice, de ce să-mi complic viața? Dacă e război, de ce să mă implic? De ce să nu stau să-mi văd de treaba mea? Citiți Apocalipsa 9, pentru că acolo avem un răspuns scurt. Nu există teren neutru pe acest pământ. Nu există. Dacă nu vrem să luptăm alături de Hristos, suntem singuri și descoperiți în fața demonilor. Și ei devin călăii celor care se închină înaintea lor. Mai mult, în ziua judecății nu avem niciun ajutor, nicio protecție în fața mâniei mielului și a mâniei celui ce stă pe tron. Dar până atunci, trebuie să fim conștienți că bătălia începe în noi și cu noi. Trebuie să refuzăm ca minciuna să-și facă loc în viața noastră. Ipocrizia, falsitatea, frica de lipsuri, frica de durere pot fi biruite numai prin adevăr, numai prin adevărul lui Hristos. Spus în dragoste, așa cum l-a spus și Domnul Iisus, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dați-mi voie să anticipez puțin duminica viitoare. Am vrea să avem dimineața sărbătoarea mulțumirii. Pentru ce? Pentru ce să mulțumim? Spuneam că orice biruință care rămâne valabilă pentru toată veșnicia sau are valoare pentru toată veșnicia este zidită doar pe biruința lui Hristos. Și mulțumirea este, de fapt, o închinare prin care noi recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că trecutul nostru, prezentul nostru și viitorul nostru depinde de El, sunt legate de El. Îi mulțumim pentru ce a făcut și îl rugăm să rămână alături de noi și în viitor. Iată o provocare pentru săptămâna aceasta. Puneți timp în fiecare zi suficient cât să-i aduci mulțumire lui Dumnezeu, măcar pentru un lucru. Măcar pentru un lucru. De exemplu, o împrejurare în care ai văzut mâna lui în acest an. O biruință pe care Dumnezeu a câștigat-o în familia ta. Oamenii din grupul tău de casă. Lucrarea bisericii în care te implici și cei care sunt slujiți prin ea, beneficiarii ei. Oamenii prin care ești slujit în această biserică. O biruință a lui Dumnezeu în orașul nostru,
A câștigat ceva Dumnezeu în Cluj în acest an? Și o mulțumire pentru credincioșia lui Dumnezeu care va fi acolo și mâine. Și în viitor. Și încrederea noastră că El își va împlini promisiunea, indiferent de durerile, de atacurile pe care le simțim azi.